Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, în săgetător, etalare pentru noiembrie. În sfârșit, în sfârșit, sunt la timp, da? Cât de cât. Și în vibrație de lună nouă. Deci, mesajele de la înger sunt Fă ceva pentru cineva. Ofereți atenția, către altcineva. Dar evident către cineva care are nevoie de atenția voastră, dragii mei săgetători, știm că și eu am aici nodul nord și încă ceva în săgetător, avem tendința să oferim tuturor, uneori fără să selectăm anumite chestiuni, da? Și uite așa ne alegem cu dezamăgir. Dar Faceți ceva pentru cineva interesant că după aceasta sau la capătul setului de cărți aveți exprimați-vă dragostea prin cadouri. Poate că cineva vrea să ofere interesant o persoană. N-aș spune un bărbat musai. Cineva care e în energie masculină dorește să ofere ceva, un cadou, o atenție, dar e interesant, foarte prețios. femininului care îl atrage. Să zic feminin pentru că și bărbații pot să fie în energia feminină și femeile pot să fie în energia masculină. Dar, să zicem, clasic, un bărbat ar dori, ar trebui interesa 19 să spună ceva cuiva. 9 și cu 1, 10, 19 și 10. Deci un bărbat își dorește foarte mult să ofere un cadou cuiva, dar un, un cadou foarte prețios. Este o perlă într-o scoică. Perla aceasta înseamnă transformare. Wow, ce mesaj, nici nu mă așteptam să, să aflu așa ceva. Uh, inițial, vreau să spun, când am văzut cartea, că ar trebui să dați de pomană, da? Fă ceva pentru cineva, cu alte cuvinte, oferiți atenție și compasiune și empatie și ajutor. Uh, ajutor și prin darul și primul gând a fost pomană. Dați de pomană că tot a fost Sfântul Morților, dar puteți să dați de pomană în continuare, oricând, nu contează ce sărbătoare este, da? Dar acum. Acum văd că, pentru cineva, o persoană care a lucrat cu energia sa feminină să se ridice interesant deasupra apelor, lucrând, da, deasupra anumului, deasupra întunericului, lucrând să iasă la suprafață, la o nouă lume, într-o nouă dimensiune eventual să se pregătească și a atras varianta masculină, flacăra, geamână sau sufletul pereche și a atras în această vibrație. Acest bărbat, bărbat zic, sau poate să fie masculinul cuiva, a fost determinat prin vibrația înaltă a unei femei sau a femininului, repet, îmi aleg cuvintele ca să vă găsiți și voi poziția, a fost determinat să se transforme. Și această perlă este transformarea sa, un cadou foarte prețios care reprezintă recunoștința pentru um, ajutorul în această transformare prin care a trecut. Wow. Sub această carte apare uai, ai ai Apare pro, uh, conexiune spirituală, iar femeia ajută sau femininul care este într o stare de evoluție, da? Oarecum. Înaintea masculinului, se vede din poză, da? L-ajută, îl ajută pe el, da, pe el sau pe ea, dacă este, repet, în varianta sa masculină, să se ridice. Se creează o punte între cele două minți și faptul că ei s-au văzut, s-au simțit într-o altă dimensiune, l-a ajutat pe acest bărbat să manifeste creștere spirituală și eventual vă ajută. Wow, ce vedeți? Vedeți și voi ce văd eu? l ajută să simtă dragostea adevărată. Îl ajută, wow, să fie autentic și am fiori, să fie autentic și să renunțe la măști. Da? Cinstea este esențială. Fă, de ce fiori? Nici mă aștepta nici, nici mă uitat decât la prima carte, da? Îl ajută să fie autentic. Da? Oi. Și ar. Dacă înainte acest masculin cu mâștile s-ar încerca să ofere, ofere ce pasiune, hâ, 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 atracție fizică era mai importantă decât toate, acum descoperă 3. 30. 3 înseamnă comunicare și construcție. Descoperă că, de fapt, simte o dragoste foarte profundă. Descoperă sau face comparație între ce a trăit proiecțiile anterioare, da? devenind autentic. Face diferența între iubirile sau flăcăruile anterioare și această dragoste foarte profundă. Wow, sărutul... Dați-mi voi să fac așa ca în fiori. Sărutul care trezește divinitatea din celălalt. S în acest moment sunteți doi unicorni, sunteți doi oameni foarte speciali. Da? Și asta se datorează faptului că o doamnă sau o energie feminină a avut răbdare răbdare. Nu neapărat trebuie să stați lângă ei. Ați avut răbdare în sensul că ați făcut diferite chestiuni. Ați comunicat, ați dat mesaje, ați mai, eu știu ce ați mai făcut. În continuare, rămâneți pe această direcție, oferiți atenție, dar celor care au nevoie și celor care vă cer. Hmm. wow. Uh. Ah, din seria clarificatorilor a vrut să se arată steaua, dar steaua e pe orizontal. Cineva încearcă să-și găsească credința, să-și găsească interesant misiunea spirituală, să descopere ce înseamnă credință, spiritualitate după o viață de, eu știu, confuzie, să spunem. La capătul setului de cărți, îndrăgostiți, iar, îndrăgostiți, cofi, gemeni, corfi, vă și magicianul și marea preoteasă, în secret, cineva a încercat să manifeste creștere spirituală cu Marea Preoteasă și eliberarea de niște dureri. Interesant că 10 de spade apare și mai încolo să vedeți. Puteți să fiți chiar voi, dragii mei, săgetători, da? Dacă v-ați retras, să zic, prezența din preajma cuiva în secret, da? Ați manifestat eliberarea de trădări și v-ați vindecat patru de spade ca să puteți să alegeți, ca să puteți să dați voi unei noi iubiri să vă puteți reîndrăgosti eventual. Acum, posibil cineva e îndrăgostit de voi. Dar trebuie să se vindece, repet, și încă în această vindecare trebuie să descopere lumina, credința, speranța. O să pun cartea ca să o avem pregătită pentru că m-am clarifica din seria cărților pe care le voi folosi pentru crucea celtică, care mie îmi place, au vrut să se arate iar 10 de spade despre care am vorbit mai devreme și soarele. Aici sunteți voi, dragii mei. Ia să pun cărțile deoparte aici. Sunteți voi, dragii mei săgetători, uh, care ați manifestat trezirea spirituală. Soarele, da? Soarele înseamnă trezire spirituală. Iar 19, interesant, nu mai... Uite aici, 19, da? 19, să spună ceva cuiva. 27, 2 și cu 7, 9. 9 înseamnă Jupiter expansiune, iar, săgetător, într-o formă sau alta, lecție spirituală, da? Și 10. Între 19 și 10 am mai discutat despre chestia, asta cred că are legătură, dar posibil soare pentru că inspiră. Ați inspirat pe cineva să iasă dintr-un ciclu, să închidă un ciclu de trădări, de. De autosabotaj. În aceste trădări, să nu uităm, dragii mei ascultători, că trebuie să includem și autosabotajele și faptul că noi ne-am mințit, am avut așteptări, da? Poate și noi am spus cuvinte grele, tocmai pentru că alții au spus, dar să nu uităm să ne includem și pe noi, pentru că nimeni de aici nu este sfânt, da? Deci, trezire spirituală inspirație pentru eliberarea de acest ciclu. Poate să fie al vostru, dar odată cu eliberarea voastră va atrage, îi atrage și pe alții. La capătul setului de cărți, cavalerul de cupe și trei de spade. Aici este, un, un personaj care vrea să exprime sentimentele pe care le are Uh, și, în primul rând, se exprimă că a suferit. Deci, o fi suferit, da, a suferit, a pierdut o ocazie eventual cu voi, uh, unul dintre voi și-a retras uh, emoțiile ca să se redescopere, ca să crească. Și, într-o formă sau alta, s-au ajuns la dezamăgiri, dar se dorește exprimarea unor emoții. Poate acest cavaler de cupe, cu, uh, pentru unii să fie mesajul, de a zic, poate pentru, eu știu, câțiva dintre voi, cavalori de Cupe și Trei de Spade se reprezintă un personaj romantic, trăgălaș, dar care nu este foarte profund și din cauza aceasta produce suferință. Posibil și asta. Acum, eu o să pun cărțile în setul de cărți. Știți că le împrăștii, că nu vreau să apară încă o dată. Și am spus că la această etalare vreau să folosesc cărțile invers. așa O să amestec doar o dată. Am părțit aproximativ în două, am rostit și cărțile și amestec. Odată, ia uite, diavolu și șase de bâte. A fost o situație toxică în viața voastră din cauza unui personaj egoist sau un personaj care n-a să manifeste victorie din cauza că a creat confuzii și conflicte și în viața lor și în viața voastră. Îi punem deoparte. Odată, de două ori de 3 ori pe încărțile săgetători. Noiembrie 2021, central. Asul de cupe, vai ce mă bucur, în sufletul vostru dragoste, rămâne dragoste, ar fi minunat. Poate să fie o nouă poveste de dragoste, poate să fie vindecarea voastră. Central acesta să fie subiect, pentru că am văzut și soarele, da, trezire spirituală, inspirație să fie central, subiectul central al vieții voastre este vindecarea. Să vă vedeți sufletul vostru, sufletele altor oameni dintr-o altă perspectivă, da? Să vedeți, e un ok aici. Să înțelegeți că așa cum sunt ciclurile lunare și, și, sufletele noastre, unele sunt mai goale, altele mai pline, unele mai luminoase, altele mai întunecoase și atunci dacă sunt întunecoase, înseamnă că au nevoie da, să crească, tre le trebuie timp, le trebuie timp. Provocarea este cinci de spade. Hm. Invidele cuiva, conflictele mentale, Poate un semn de aer are conflicte cu această tendință a voastră, poate voi v-ați orientat către cineva cu marcaș, zic marcaș, neapărat semn de apă, marcaș puternic în semn de apă, în ce sens? Poate va atinge luna, luna reprezintă, da, este reprezentată de cupe și atunci, în orice poziție ar fi luna voastră, dacă cineva are acolo aspect benefic cu luna voastră, poate să apară sub formă de cupă, da? Acum, provocarea este acest conflict. Ori invidile cuiva, că voi vă vindecați. Da? Hopa! ce faceți? Dacă vă vindecați, oferiți atenția altora și nu mai oferiți atenția celor diavol, dar narcisiști și egoiști. Mm -hmm. Mm -hmm. În trecutul îndepărtat apare un zece de monede. O să clarificăm. De fapt, o să le clarific pe toate ce ar putea să însemne exact ace zece de monede. Este familia a voastră, a cuiva, dorința de bani, dorința de avere. Se vede clar. Se vede clar. În ultima vreme, magicianul. Poate să fie cineva, că am văzut și în dragostiții și am și fiori în acest moment, cinci de spade, poate să fie cineva cu marcaj în semnul gemenilor. În ultima vreme să apară în viața voastră. Dar faptul că a venit magicianul în poziție bună, simt că voi vreți să manifestați, să manifestați vindecare, să manifestați o nouă dragoste, da? să manifestați un spor și creștere spirituală. În viitor aveți puterea. În viitor, repet, o să clarific, dar până acum mesajul este că. Iar creșteți cu această transformare este confirmarea efectului planetelor din, din Scorpion. 8, da? E casa Scorpionului. Dar transformarea voastră creșteți, unii dintre voi. Alții sunteți. Veți fi puși în postura în care veți simți că ori trebuie să vă abțineți, ori în relație cu cineva, veți simți ce puternici sunteți după transformarea prin care ați trecut unii dintre voi. În prezență aveți șapte de cupe. Cineva visează la voi, sau voi visați la cineva, aveți opțiuni, dar opțiunile cu, cu cât sunt mai multe, cu atât creează confuzie. O să clarific. Sfatul 6 de spade. 6 de spade înseamnă detașare. De ce este negativ? Da, 5 și 6. Aici este provocarea. Detașați-vă de 5, de conflictele mentale. Pot să fie ale voastre? Cum să manifestați o nouă dragoste și vindecare? Și atunci, ca să ieșiți din această confuzie, trebuie să vă concentrați pe o singură cupă, da? Ca să puteți manifesta corect ceva. Și e greu, pentru că la cinci de spade sunt mai multe spade, gânduri, cum să luați deciziile corecte. Hm. Dacă aveți oameni invidioși care vorbesc într-un anume fel negativ sau se joacă cu mintea voastră, vă detașați de acești oameni. Posibil cineva vrea să vină să călătorească înspre vedem o să clarificăm. Exterior, trei de cupe. Ce frumos, interesant. Până acum, trei de cupe în poziție normală uh, sugerează. Nu știu, până acum, totuși, cărțile sunt bune. O să le clarific, sper să rămână tot bune. Cineva din cercul de prieteni vă susține? gândește frumos, simte, simte foarte mult pentru voi și ar dori să se întâlnească, da, doi de cupe, să vă întâlniți să manifestați acest, această cupă, o nouă prietenie sau poate să fie și amicițe, dar nu neapărat o nouă dragoste, da? Cineva din preajma voastră vrea să se bucure de relația cu voi, interesant. O să clarific. Ia uite, normal. 5, 6, 7. De ce vă este teamă? Ha, logic. De mincinoși. De cei care fug de la locul fapte. De cei care nu pot să decidă. Nu pot să aleagă. Poate șapte de cupe să reprezinte energia cuiva care are multe opțiuni și nu poate să aleagă. Și de aia apare cinci de spade, da? Conflictele. Jocurile mentale. De ce vă este teamă? Și a apărut în poziție normală, da? Cel care fuge, cel care minte. Cel care nu-i sincer, nu? Ia dați în urmă. Cinsta este esențială. Cinsta este esențială. Posibil dacă vă eliberați de acest, această vibrație, dragii mei, dacă sunteți autentici, o recunoașteți. Puteți să fiți voi autentici. În general, săgetătorii sunt autentici. În general. Acum depinde și de marcajul personal. Da? Asta înseamnă să fiți sincer cu tine. Puteți să depistați și energiile care sunt ne, nehotărâte, incorrecte, da? Și la un moment dat să manifestați această nouă dragoste, să nu nouă dragoste, da, nouă dragoste, dragoste adevărată să fie o altă conexiune. Vedem sau vedeți voi, pentru că e totuși energie colectivă. Ce vă doriți? 10 de spade invers. După cum am văzut, cred că deja sunteți în proces da? cu puterea pe care o văd în viitor, cu magicianul care apare în ultima vreme și asul de cupe, cred că sunteți în proces și cred, știu, știu, da? am mai vorbit cu Arabela și cu alte persoane, da? sunteți în prim proces de eliberare, de vindecare și, dragii mei, să știți că procesele acestea durează. Da? Transformarea, vindecarea, eliberarea nu se întâmplă hodoron tron, doar așa printr-o pornitură de, de degete sau printr-o lovitură de pici. Nu. Că ați zis, gata, am hotărât să mă liberez. Nu, nu, durează, da? Ce reușiți să faceți? Marle preot invers, interesant. Să vă eliberați de un sistem de... Un sistem de a gândi care poate era prea tradițional, prea rigid pentru voi. Poate unii, voi sau altcineva se eliberează de o căsătorie posibil. 9 de monede, interesant invers. 9 de monede. Da, și la capătul setului de cărți nu uităm că avem un 10 de monede. Posibil cineva. Vrea să fie. Da. Vrea să fie liber. Încă. Mai are ceva de rezolvat. Posibil. Cineva se întoarce de la un drum, că văd șase de spade și lumea invers, n-ați încheiat o poveste cu cineva în viața voastră, acest personaj este la distanță și vrea să vină să colaboreze cu voi între gostiții, să manifestați o nouă dragoste posibil, posibil, foarte posibil, cu astfel de cupe și true love, da? Legătura spirituală această profundă, în care nu doar legătură spirituală, și atracție și legătură emoțională, da? Este tot ce v-ați dorit. Dar pentru acest lucru, Ei trebuie să muncească în a se elibera de o atitudine prea concentrată pe bani, prea concentrată pe reguli, pe chestiuni tradiționale sau care țin de cultură, de familie, da? Și Regina de Cupe, ce frumos! Ce frumos! Da, cine vine de la drum, pentru că lumea invers o văd ca pe o întoarcere. E o afacere neîncheiată, o afacere, vorba vine. O poveste neîncheiată, da? Um, cineva vine să oferă dragoste. Alege această dragoste, regina de cupe frumos. Da? și stabilitatea, am văzut. La capătul setului de cărți, steaua despre care am vorbit mai devreme. Aveți credință. Aveți credință că încet, încet vă veți vindeca. 9 de spade poate să fie și energia voastră, da? 10 merge, invers merge spre 9. Încă vă vindecați. Aveți credință, da? Steaua înseamnă și vindecare. Dragii mei, arcanele majore nu se limitează doar la zodii, da? Asta să fie clar. Sunt mult mai mult și de aia nici nu mai îmi place să dau zodii, dar Văd și semne de apă, și de aer, și de pământ, de foc, am văzut soarele, în fine. Cavalerul de cupe, doi de cupe. Dar trebuie să vă caz de cineva care nu s-a implicat emoțional în relație cu voi. Voi știați că este o, o întâlnire karmică, știați că ați simțit eventual că poate ei sunt prea seducători, dar regina de, de băte invers nu este în energia sa cea mai bună. Poate n-au avut încredere să ia această cupă. Da? Pe care le-ați oferit-o voi, sau v-au oferit-o voi, uh, ei vouă, unul dintre voi n-a avut încredere, sau unul dintre voi a fost prea cuceritor, prea șarmant, da? Cavalerul de Cupe, Regina de Bute invers, și atunci această legătură uh, spirituală și karmică, întâlnire de destin, s-a manifestat exact pe dos, exact pe dos. În loc să mergeți înainte, ați dat înapoi cu un suflet pereche, nu zic că nu e suflet pereche, care nu a vrut să recunoască, ori nu a vrut să recunoască legătura spirituală profundă, ori probabil că s-a speriat, sau a fost suficient de imatur să nu se manifeste ce era mai frumos, da? Și acum, voi vă vindecați cu nouă de spade care își face griji și stea, vă vindecați. Poate se vindecă și ei, Doamne ajută, și cresc. Ar fi frumos, da? Să le dorim și lor vindecare nu doar nouă. Dar asta înseamnă, aveți credință, rămâneți pe vibrație înaltă, manifestați-vă în cea mai frumoasă versiune a voastră, cât puteți. Acum hai să clarificăm. Asul de cupe pentru săgetători. O dată, de două ori, de trei ori. Ia uite. cinci de cupe sau doliu, da? Ați fost, v-a cineva de frunze și de roade, de flori, da? A pus amintire, A spus amintire într-un pom, într-un pom al vostru. Pomul înseamnă pomul vieții, da? Aici este doliu. Dar e bine și așa, e bine și așa, dacă le puneți într-un album, vă mai aduceți aminte din când în când să nu mai repetați această greșeală. da? Acum vă vindecați, după cinci de cupe, după doliu, după durere, după decepții, da? după lacrimi, vă vindecați. La capătul setului de cărți, remitul, lecție spirituală, călătorie prin întuneric pentru a vă, deschi, a vă găsi, uitați, lumina, da? Ce e lumina? Aceasta este steaua. Să vă găsiți destinul. Toate lucrurile se întâmplă ca să ne descoperim pe noi. La capătul setului de cărți am zis remitul, da? Hai să vedem cinci de spade. ce provocarea aceasta odată? De două ori. de trei ori. Optecupe, cupe, eliberați-vă. Provocarea este, da? Eliberați-vă în acest proces de vindecare de dragoste față de voi, ca să vină o nouă dragoste. În primul rând, eliberați-vă de cine se joacă cu mintea voastră, de cine folosește anumite cuvinte sau, dragii mei, poate să folosească tăcerea. Poate să folosească tăcerea ca armă. Uh -huh. Și atunci eliberați-vă. de cupe, aici este provocare. Eliberați-vă de aceste energii, ale voastre, ale cui o fi. Da? pentru că 8 de cupe merge către 9 dar interesant că în această carte este un 2 de cupe da? este central și ce înseamnă asta? înseamnă ca să vă găsiți sufletul pereche trebuie să vă liberați de prietenii negativi, de dezamăgiri 3 de cupe variantele lor negative Bine. La capătul setului de cărți este regele de monede cu patru de băte. Uh, regele de monede, posibil, o persoană ori orientată către bani, către poziții sociale, profesionale sau către familie. Poate căsătorit cu 4 de, de băte și 7 de băte, dar de care trebuie să vei libera 6 de spade. Pentru că au fost defensivi. Și au fost defensivi pentru că au o casă, eventual. 4 de băte și regele de monede. Hai să vedem 10 de monede în trecutul depărtat. O dată. De două ori. Și de trei ori. Doi de spade. Interesant. A trebuit să blocați. Ori. Ia uite. Da. Ca să vă regăsiți emoțiile, a trebuit să vă separați. Ia uitați. Deci, de aceste confuzii, șapte de cupe pe care le mai vedem și în prezent, da? Șapte de cupe turnul, da? Separarea, trăsnetul, trezirea, da? Ca să puteți manifesta emoții pozitive, să vă curățați apele, să vă curățați sufletul cupa, da? Zic să vă cură, curățați pentru că este o ploaie. Plângeți, se curăță energia, da? Și se umflă valurile, oceanul, sufletul frumos. În trecutul îndepărtat, doi de spade. Posibil cineva a trebuit să aleagă între voi și o familie, între voi și această avere, între voi și tradiție. Sau poate sunteți voi aici. Voi știți. Haideți să mai dăm totuși o carte. O dată, de două ori și de trei ori. Ia uite, patru de cupe. Da. Patru de cupe ce am zis că înseamnă o ocazie pierdută. Poate, repet, foarte posibil pentru foarte mulți dintre voi a fost familia. Familia care nu înseamnă musai căsătorie, poate să însemne părinții, tradițiile, da? Și n-au fost pregătiți, n-au sau poate, nu, nu, așa simt, da? Și n-au fost pregătiți să, să ia această nouă dragoste. Au pierdut ocazia. Și din cauza că nu au fost în stare să manifeste acest as de cupe, sau voi, s-a ajuns în lacrimi. la lacrimi. Lala, la, regele de foc. Posibil un personaj. Ori sunteți voi, regele de foc? Cu marcaș puternic în leu, berbec sau săgetător. Dar iar apare elementul de doi. Doi de monede, da? Dezechilibru, da? Între această pasiune și. Da, pasiune, asul de băte, asul de cupe și ceva din trecut. Din trecut, din familia lor, ceva ce oferă stabilitate, vedeți, și voi. Cum se așează aceste mesaje în viața voastră, pentru că nu vă crezi eu scenariul. V-am zis, nu crezi eu scenariul. Că altfel aș fi dat la scenografie. Mm -hmm. Sau la regie. Clarificăm magicianul. În ultima vreme, odată. De, ah, Ah, multe. De două ori am văzut roata norocului, o întâlnire de destin. De trei ori. Ah, mare, pre, uh, mare preot, da? Hmm. Hmm. Dar apare în viitor, mare preot invers. Și hmm. șase de bâte. Regina de spade. Dar nu e în poziție cea mai corectă. Cineva nu. Hmm. Mai dăm o carte. De mală preot odată. Pe două ori. Văd emoții. Emoții intense. Pe trei ori. Uh. Uh, flowing în aceste de cărți reprezintă spânzuratul. Este cu alte cuvinte. În ultima vreme ați simțit că vă sacrificați foarte mult să manifestați. S-a da, dorit manifestare. Clar, nu, nu e manipulare. Este manifestare a unei relații spirituale, conexiune spirituală, da? Dar pentru acest lucru trebuie să ați conștientizat cu magicianul, ați înțeles că trebuie să faceți foarte multe sacrificii. Și voi și ei. Înseamnă stagnare, dar stagnare necesară ca să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ori ei trebuie să înțeleagă ce înseamnă legătură spirituală, stabilitate, căsătorie pentru unii sau contract pentru alții. Că tot avem 10 de monede. Iar posibilitatea ca unii să fi fost căsătoriți și trebuie să înțeleagă, de fapt, magicianul nu înțelege, de fapt. Este Mercur, nu? Rațiunea, într-o formă sau alta. Posibil pentru unii dintre voi, deja ați primit această iluminare și vreți să manifestați vindecarea. Da? Dacă ați stat pe loc și v-ați simțit că tot am văzut roata norocului invers, da? ați simțit că dați în urmă în loc să evoluați, aici apare iluminarea și dorința de a manifesta. Ce? Creștere spirituală cu marele preot și vindecare. Cum se face creșterea spirituală dacă nu prin vindecarea? De lacrimi. Da? Și eliberarea de jocurile mentale. La capătul setului de cărți iau te visul și zece de monede. Da, iau te și steau. Da, cineva speră. Întâlnire karmică, roata de uh, norocului. Personajul de aici. apare zece de monede, da? preferă să viseze, da, să spere, dar probabil așa simt că nu se implică. Pentru că, foarte posibil pentru unii dintre voi, cine a trebuit să aleagă în trecut, nici acum nu a ales. Pentru că dacă ar fi ales, nu ar fi apărut cinci de spade, conflictele mentale, de care trebuie să vă eliberați, voi și ei. Clarificăm șapte de cupe în prezent pentru săgetători. odată de 2 ori, De 3 ori. Iată. 5 de monede. 5 de monede. Dacă aveți probleme financiare cu 5 de monede, să știți că aveți opțiuni. Adică, de Trebuie să vă eliberați de tendința de a gândi negativ, cinci de spade sau cinci de cupe, da? să vă eliberați de această tendință. Sau poate cineva vă ia cu cinci de spade, dragii mei, pentru unii dintre voi o fi valabil, sunt convinsă. Cu 5 de spade aveți pe cineva în preajma voastră care vă spune, stai mă că tu nu poți mai, stai aici, că tu nu ești în stare să-ți manifeste adevărul sau eu știu ce altă cale, da? sunt cuvinte negative, jocuri mentale și atunci trebuie să vă eliberați de ei. Da, clar. Atunci, pentru că voi vreți să vă vindecați, să creșteți spiritual, da, să aveți atrageți o nouă dragoste, mai devreme sau mai târziu. Da? Să știți că aveți opțiuni. Aveți opțiuni. Dacă aveți probleme în cuplu, iar problemele în cuplu se datorează unor confuzii sau faptului că unul dintre voi are mai multe opțiuni și opțiuni, dragii mei, înseamnă și hobby-uri da? hobby-uri, preocupări da? preocupări care uh, nu permit uh, investiția emoțională nu totală suficient de satisfăcătoare ca lucrurile să meargă mai bine în cuplu Încum, dacă aveți probleme financiare, revin să știți că aveți și voi opțiuni, trebuie să alegeți cu grijă cum să ieși în aceste probleme financiare. Adică aveți un hobby, da? puteți să faceți bani și din hobby. Asta pentru, la, pentru că la capătul setului de cărți aveți uh, Prințesa de Spade care studiază nevoia de comunicare, de studiu, de studiu, Regele de Spade care în principiu e înțelept, da? Și Pământul. Uh, vrei să materializați ceva. În cazul în care aveți probleme financiare, puteți să materializați. Dacă studiați, dacă studiați, eventual, dacă comunicați cu un personaj înțelept, rațional, logic, care vă poate da sfaturi înțelepte. Acum, pentru alții, posibil să aveți un personaj cu marcaș puternic în semn de aer, da, cu care ar trebui să comunicați corect, deschis despre cum se poate manifesta, pământul înseamnă manifestare în 3D, sau cum se poate rezolva, mai bine zis, orice probleme de cuplu și orice confuzie. Dar o să mai o carte, o dată, de două ori, de trei ori. Marea preoteasă, da, sunt niște secrete, niște secrete, dar... Dacă voi renunțați la aceste emoții negative și mental negativ și veți lucra cum am zis mai devreme, manifesta creștere spirituală și veți vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, veți dezvolta intuiție prin asul de cupe, vindecare și veți înțelege, chiar dacă nu vi se spune. Ia uite, steaua! Sunt niște secrete clare. Și dacă au apărut, am mai dăm o carte, dar... Șapte de monede, trebuie să așteptați. Posibil că ați așteptat ceva, dar. A venit șapte de monede invers. Da, așteptați ca cineva să se implice. Ori să primiți un dar de bani, apropo de ce am zis mai devreme cu problemele financiare, ori. Pentru că șapte de monede dă înspre șase de monede. Așteptați un dar de bani, ajutorul cuiva. ori toate confuzile astea care sunt și problemele de cuplu în care lucrurile scârție, vă simțiți abandonați eventual sau cineva se simte abandonat din cauza unor lucruri pe care nu le înțeleg. Dar eu cred că mai este, iar, cu șase de monede, posibil că cineva oferă prea mult timp sau bani unei alte, să zic, cupe. Și repet, cupa poate să fie job, poate să fie un hobby. Și atunci personajul nu este implicat total în relație. Vreți reciprocitate, dar... Stai, regina de foc, sunteți voi. Dar sunt conflicte mentale. Jocuri mentale. Hm. Însă, voi trebuie acum centrați să vă eliberați de toate stările. Pe, dacă aceste cărți, confuzii, probleme, da, ce ori mai fie ele, vă creează un 5 de cupe, o stare de dezamăgire, de lacrimi, repet, cu 8 de cupe trebuie să vă eliberați de așa ceva și cu asul să investiți la maxim vindecare, creștere spirituală, ce mai este? Mai dăm o carte pentru prezent. O dată. De două ori. și viitorul apropiat. Ia uite, visul. Visul și cinci de cupe. Cinci de cupe. Cineva visează. Cineva visează și preferă să viseze și să nu acționeze. Posibil că dacă voi vă simțiți în această energie, știți voi mai bine Iar, după cum vedeți, aveți șapte de cupe visul. Marea preoteasă sunt cărți care arată că nu avem acces total la, acestă, la această informație. Dacă vă simțiți voi aici, bine, exprimați-mi acest lucru. Dacă nu vă simțiți, e clar că e energia cuiva care. Cu care vă conectați, cu Marea Preoteasă, cu șapte de cupe, vă conectați emoțional, mental? E o energie confuză. Și în acest motiv vi se zice eliberați-vă, da? Toate aceste cărți, dacă. Eu așa mi se par destul de confuze. Repet, ca să fiu clară. Dacă nu, sunteți voi în confuzie pentru că aveți motive să fiți confuză. da? Cineva vă creează această confuzie. Este energia lor. Dar oricum ar fi și a voastră și a lor, trebuie să vă eliberați. Pentru că orice confuzie, mai devreme sau mai târziu, creează, da, cinci de spade conflicte în sine. Ce să fac? Aia sau aia altă. aia sau aia? Altă. Pentru că sfatul aveți șase de spade. Eliberați-vă de tot ce e tulbure. Și aici e destul de tulbure atmosfera. Nu mi se pare romantică, sincer. E, e destul de confuz. Și de zic, e, e o nehotărâre, o neclaritate. Repet, Ora voastră, ora cuiva. Câte cărți să mai scot? Pentru că apare iar cinci de cupe, da? Cinci de cupe pe care îl vedem aici central, de care trebuie să vă vindecați. Eu zic că sunt destul de clară și explic cât pot de, de mult. Și a se sfatul. O dată, pentru săgetători, de două de trei ori. Ia uite, stea. Ce frumos! Mergeți, dragii mei, către vindecare! Posibil vine cineva cu, iau uite, de la distanță, lumea, de la distanță, steaua înseamnă și distanță. Și șase de spate înseamnă distanță. Poate, pentru unii dintre voi, în paralel cu tot ce se întâmplă în viața voastră, posibil să vină cineva în viața voastră strălucitor sau care vă inspiră să vină înspre voi într-o formă sau alta, mentală sau chiar fizică. Și atunci sfatul este să le acordați, să zic, atenție, să-i ascultați cu alte cuvinte. Acum, alt mesaj înseamnă, și se de spade și stea, să mergeți către destinul vostru, să mergeți către credință, către vindecare. Da? Nu uitați că aveți aici steaua. Le steaua. Să vă vindecați de nouă de spade, de personajul da, care nu poate să manifeste că e confuz, doi de cupe. Ia uite vă ține pe loc cu energia aceasta, roata norocului invers. Vă ține pe loc. Și atunci, vindecați-vă, dragii mei, vindecați-vă. Crește spiritual, pentru că acestea sunt lecții spirituale. Ia. Mai dăm o carte pentru sfat. Pentru că e important. Ce aceasta ori. De trei ori. Zece de spade, vindecare. Am zis de la început și iau, te ridic cu vocea. Scuzați-mă. Vindecare. Dacă nu e a voastră a cuiva care vrea să vină, da? Să se vindece, să se libereze. Clarificăm trei de cupe. Exterior, influență exterioră odată, de două ori, de trei ori. Prințesa de cupe. Un prieten vrea să oferă o cupă. O cupă. În ce sens? Se exprime ceva frumos, interesant. Exprimați-vă dragostea prin daruri. Posibil să primiți niște daruri sau să îi ascultați, da? E o influență exterioară. Cineva să vrea să facă ceva pentru voi, să vă încânte, să vă aducă o bucurie, frumos ar fi. Dar la capătul setului de cărți este remitul. Iar șase de, de monede, despre care am vorbit mai devreme, la șapte de monede și zece de cupe. Cineva care simte multă a fugit de lângă voi, deși totuși simte zece de cupe. Și într-o perioadă de tăcere, deși sunteți 10 de cupe, simte multă bucurie și atracție și tot ce mai frumos. Și a fost tăcere între voi. Eu, cum vorbesc despre influență exterioară, a fost o tăcere, remitul. Dar tăcere necesară ca să se înțeleagă importanța reciprocității. Mai dăm o carte pe influență exterioară pentru societate -o, o dată. Pe două. Ura! Cum face așa ceva, noi? Te trebuie. E rușine, mai te judecata, vrea să renască. S-ar putea să vrea să renască întâlnirea cu voi, cu sufletul, da, sufletul pereche sau prietenie, o prietenie. Prințesa de cupe în acest moment să sugereze o și o împăcare cu judecata. Cineva din exterior poate să fie altă persoană. O veți recunoaște în momentul în care apare. Nouă de mune, de o persoană independentă. Iar care vrea să schimbe energia, posibil de la distanță trei de bute care a fost foarte rigid și acum a renunță, interesant, că apare și marele preot invers și împăratul pe orizontală, renunță la rigiditate ca să se manifestă o împăcare. Orică e personajul din trecut, orică e altă persoană, repet, veți trăi și veți vedea, cineva vrea să renască ceva, să vă împăcați. Cu valetul de cupe și trei de cupe, clar, și cu judecata, împăcare. A, -a împăcare sună. Clarificăm șapte de spade în poziția fricilor odată, de două ori. Și judecata înseamnă și transformarea aceea interesant despre care am vorbit chiar de la început, am zis? Judecata până la judecată, da, se trece prin moarte, renaștere. Asta e renaștere judecata. Cineva care s-a dus în jos și a ieșit. A ieșit. Inspirați de voi, de exemplu vostru sau eu știu de altă exemplu, da? A ieșit. E pe cale să ias. Și vrea să ofere acest dar, da? Totuși perla ține tot de apă, da? Frumos, frumos. Ia. Uh, mai dăm o dată uh, șapte de spade. O dată, de două ori, de trei ori. Șase de cupe. Da. Șase de cupe. Cineva vă este teamă. Să vă mai întâlniți cu un suflet pereche care a fugit. Probabil cel despre care am vorbit mai devreme. Care a fugit. Șase de, de spade fuge de sufletul său pereche. Refuză să-l recunoască. Refuză să ofere, da? Uite cum am văzut mai devreme, da? Da, deși, deși este dragoste adevărată, deși e legătură spirituală profundă, da? Cine o fi? Voi știți, depuisitați că e povestea voastră. Și vă este teamă, Că nu s-au transformat, că n-au înțeles, e normal să vă fie teamă, e normal, da? Clarificăm 10 de spade ca și dorință pentru societători odată, de două ori. Poate doriți ca ei să se elibereze, nu doar voi de trei ori. 9 de cupe, asta e ce frumos, să vă iubiți, da, uite! Să vă iubiți pe voi, 8 de cupe merge către nou, asta vreți. Să lăsați conflictele, da? Problemele? durerile, suferința. Asta vă doriți, nu o pe felicitări. Ce normal. Eventual poate să fie să vă doriți pe un personaj drag vou, să descopere dragostea față de ei. Dragostea față de ei. Ia uite, iar eremitul, iar asul de spade. Vă doriți să descoperiți adevărul după o perioadă de, de, de întuneric, de confuzie, de destul de tulbure, da? de tăcere cu cineva, de distanță, de analiză. Vă doriți dragoste față de voi și aveți. Vă doriți să vi se împlinească visurile cele mai frumoase, nu confuzile, dar visați în continuare. Însă aveți grijă să visați corect, să, să proiectați imagine într-o variantă cât mai bună, da? Puterea în viitor, o dată, de două ori, de trei ori. în viitor, ce se va întâmpla? Ia uite, viziune. Îți avea o nouă viziune despre un cuplu puternic, o nouă viziune, da? Despre un cuplu puternic. Probabil că cineva o să vină în viața voastră, de la distanță, iar simt. Posibil cineva Interesant. Aveți în față un personaj care a stat, a preferat să se uite la voi, să stea și să nu acționeze. În spate vine cineva de la distanță cu o forță deosebită, cu o pasiune. O pasiune. Un personaj care te cuprinde transformare. Pe de altă parte, aveți o altă viziune în viitor despre ce înseamnă cuplu puternic, despre ce înseamnă putere, ce înseamnă orgoliu, ce înseamnă creștere spirituală, ce înseamnă transformare. La capătul setului de cărți, patru de băte sugerează că vă schimbați energia în casă pentru unii dintre voi, tai chiul, feng shui frumos ar fi, ori vă schimbați casa, ori locația, ori ceva la locul de muncă poate să fie, da? ori pentru unii vă întâlniți cu o persoană care vă, va aduce multă stabilitate și armonie. Armonie cu tai chi, vă echilibrează energiile și asta vă dă putere. Clarificăm interesant ca și final marele preot invers. și acest mare de, marele preot invers odată? De două ori. De trei ori. Vă eliberează o tradiție de o familie 3D cu pedar Invers, interesant. Cineva care va a pus în 3 de cupe. Cineva care. Mai invers. 3 de cupe invers. De care va a separat turnul. va a separat pentru că iar apar 7 de cupe. Erau confuzii. Și stres. 8 de spadă. Wow. Dar 3 de cupe. Refuzați să mai stați în energia acestui personaj care nu poate să aleagă. 3 de cupe duce către 4 de cupe pe care îl vedem aici, da? Ia, ce mai este? Sau poate ei se eliberează? Ia mai de o carte. O dată, De 3 de cupe. De 2 ori invers. pe de 3 de ori. Ia uite! Uh, vă echilibrați emoțional. Da, renunțați să mai stați în preajma celor care sunt în, în sensul negativ al cuvântului neconvenționali, neortodox în sensul negativ. Pentru că acest cuvânt are și varianta sa pozitivă dacă uh, o aplicăm creativ în viața noastră. Apă. Apă poate să se fie chiar asul de cupe, poate să fie chiar nouă de cupe. E o carte destul de generală. Vă liniștiți apele după ce vă eliberați, repet. De un personaj, poate era căsătorit și vă punea în triunghi amoros, poate era preobsedat de bani de avere de familia sa, sau familia sa nu lăsa, eu știu, să fie cu voi, sunt multe variante. Dar vă liniștiți apele, așa simt că vă liniștiți apele. Clarificăm nouă de monede, invers odată, de două ori, de trei ori.

foarte alunecăcioase. Nu mai fac greșeala să le laminez. Lumea invers o dată, de două ori și de trei ori pentru că, săgetător soare în ordinul să ascendent. Ia uite, energia, tai ciul, ce frumos, tai ciul. Prințesa de spade, studiați, comunicați, vorbiți, în echilibru. Iar cineva zic cineva, pentru că voi știți cine o fi, de la distanță, cu care n-ați încheiat povestea, vrea să comunice cu valetul de uh, spade, să echilibreze lucrurile între voi. A plâns și acum vrea să manifeste bucurie. Ia uite, în și regina de cupe. Îi mai clarific? Cât vreți să mai clarific? Am vorbit o grămadă. Și lumea zice, ce ai mai el ce face tălări așa de lungi? Uite și eu, sunt curioasă despre viața voastră. Da? Dar vrea să manifeste stabilitate cu acest pământ, cu voi, regina de cupe. După ce, da? Voi lăsați în urmă conflictele, Cinci de Spade, despre care în momentul în care lăsați, vine ori altcineva, ori același personaj, veți trăi și veți vedea. Dacă nu vreți să vină același personaj, vine altcineva. Ideea este că va fi o nouă dragoste, vindecare, dar o legătură profundă, spirituală, dragoste adevărată. Dragoste adevărată. Clarificăm îndrăgostiți. O dată, de două ori, de trei ori. Clar, cineva îndrăgostit vrea să iau de persoana cu conflicte. Cinci de spade. Ia uite, aici sunt. Da? Și puterea. Magnetismul, da? E un magnetism teribil între voi. Regina de spade poate cu marcaș puternic în semn de aer acest personaj. În cauza că are marcaș puternic în semn de aer, are și aceste conflicte. Dar de ce simt eu așa de puternic față de cineva, față de Xulescu? Xulescu cu planete în eventual. Da, de ce? Da? Și încearcă cu această putere să se abțină. Da? Dar în momentul în care voi vă eliberați, posibil ei vor vedea lucrurile altfel. Dar eu zic că și voi, pentru că nu cum, adică că cărțile vor pe și pentru voi și pentru ei, clar. Vedem o carte pe cinci de spade. O dată, poate alege să ia, de două ori. De trei ori. Totuși, întregostiți înseamnă și alege. Și atunci, ce alegeți? Iau magnetismul, mai, deci nu se poate. Și astfel de cupe. Acum, Dragii mei, cine o fi îndrăgostiți sau pe cine trebuie să alegeți? Alegeți! Vă eliberați de cinci de spade și se manifestă asul de cupe cu cineva cu care aveți o atracție teribilă sau atracția care a existat. Vă dau mai multe variante, dar voi știți ce vreți să manifestați, da? Da, se ia vărul de pe secrete. Luna este pe orizontal. Ați văzut că în prezent apar niște secrete, niște confuzii. Se mai eliberează lucrurile, se mai clarifică. Da? Magnetismul, da? Regina de cupe. N-au cum. Cine e îndrăgostit de voi, n-are cum să reziste acestei, aceste atracții. Clar, se va manifesta asul de cupe. Acum, ori mai fi și alți oameni căsătoriți care sunt atrași de voi. Da? Nu doar cei cu care aveți, aveți aceste conflicte. Veți trăi și veți vedea, dragii mei, nu vă fixați cu mintea, către o singură direcție. Pentru că Universul este plin de surprize, Dumnezeu, iar este plin de înțelegere și posibil să fie această dragoste adevărată și conexiune spirituală profundă din partea altei persoane, nu neapărat din partea persoanei care v-a mințit, da? Veți trăi și veți vedea. Oricum, este foarte frumoasă povestea, sper că v-a plăcut și vouă. Nu știu cum o să o uh, întitulez, dar... Hmm, Rămâne de văzut. Mie mi-a plăcut. Vă doresc, dragoste, pace creștere spirituale și vă pup, măi și vă iubesc, papa! Pa.